Deci, ziceam că este un eveniment mai de utilit astăzi la Ștefan Vodă, pentru că alături avem un invitat special, deci domnul Igor Cojocaru, doctor în informatică, director al Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. Dumnealui a dat curs cu multă amabilitate, interes, invitații noastre de a participa la întâlnirea noastră metodică împreună cu alături de bibliotecari școlari și colegii noștri de la bibliotecile publice. Mulți dintre dumneavoastră îl cunosc pe domnul Igor Cojocaru, deoarece dumnealui este la majoritatea evenimentelor desfășurate de comunitatea bibliotecară, de asociația bibliotecarilor. Eu vă mulțumesc în numele tuturor bibliotecarilor pentru că ați acceptat și, zic așa, chiar în zi de frumoasă sărbătoare pentru orașul unde locuiește dumnealui, dumnealui a dat așa dovadă de un spirit de voluntariat și este și face astăzi tot activitate profesională, este alături de noi. Din agenda, vedeți bine, da, vreau, aș zice că colegii ne știu că de unde e această idee, ca să știe și domnul Cojocaru. Deci noi, un an în urmă, am avut cursul de perfecționare profesională aici în teritoriu. Și doamna Ludmila Corghenci, așa ca să și un pic de umor să punem, zice, domnul Cojocaru va fi fericit dacă îți vei invita. Deci noi, într-adevăr, suntem foarte fericite că dumnealui este cu noi. Nu știm dumnealui dacă în zi de frumoasă sărbătoare, deci lucrează alături de noi. Se va referi, dumnealui ne va vorbi, din agenda, vedeți, resursele electronice autohtone în suportul cetățenilor și comunităților locale. Deci, domnul Cojocaru, nu o să vorbim mult, deci vă prezentați dumneavoastră, ne vorbiți, vă dăm cuvântul, vă ascultăm cu mare interes. Sperăm să se mai apropie și colegii de la bibliotecile publice. Da, vă mulțumim și vă dăm cuvântul. Aveți? Bună ziua! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Vreau să menționez că am acceptat cu mare drag pentru a prezenta ceea ce, de fapt, dezvolt cu suflet, din suflet, din inimă, toți angajații Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, pe care am onoarea să îl conduc de ceva, de mai mulți ani. Avem o colaborare foarte frumoasă cu bibliotecile. De fapt, eu spun că sunt acele furnici și albine care fac astfel încât societatea din Republica Moldova să fie alimentată cu conținut de calitate, să genereze noi cunoștințe și să contribuie la creșterea calității vieții în Republica Moldova. Chiar dacă este o comunitate nu prea mare, faptul că avem unul, doi bibliotecari în fiecare sat nu este mult, deoarece de lucru este și mai mult într-o societate informațională în perioada când informația își schimbă locul de trai de pe suportul hârtie pe suportul electronic. Ori, nu știu în ce măsură noi suntem pregătiți pentru această provocare. Tehnologiile avansează foarte rapid, iar o țară în curs de dezvoltare are de lucru și mai mult. Deoarece noi cu un picior și cu o mână suntem și cu un ochi suntem către suportul format hârtie, care niciodată nu va dispărea și de fiecare dată vor genera noi și noi cunoștințe. Eu nu cunosc nicio resursă de calitate care să nu fie păstrată și pe suport hârtie, cât de valoroasă n-ar fi ei păstrată și în format electronic, iar o copie neapărat ajunge și în suport de hârtie,
Iar un cititor de calitate de multe ori ar dori să simtă și acel miros atunci când este cu o carte în mână, chiar dacă este și în pat. Ori acest miros poate să-i genereze noi și noi cunoștințe, se deschidă în noi orizontul. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale din start a înțeles de la creare că are foarte mult de lucru și trebuie să-și găsească nișa sa, identificând această comunitate de biblioteci și, de fapt, este o rețea de biblioteci cu bibliotecari. Avem o colaborare foarte frumoasă cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, cu Biblioteca Națională, cu o mare parte din biblioteci. Nu este pentru prima dată când ajung și în țară, adică am fost invitat și de alte biblioteci, cărora le mulțumesc din suflet, deoarece aici mă aflu în teritoriu, cât mai aproape de cititorul larg, chiar dacă vă menționez că zilnic peste 1000 de persoane vizitează cea mai mare bibliotecă din Republica Moldova electronică, instrumentul bibliometric național. Fiecare dintre dumneavoastră ați primit și un astfel de buclet, ceea ce înseamnă că 1000 de persoane unice citesc cel puțin o frază sau 10 de pagini din această bibliotecă. Nu știu ce bibliotecă din Republica Moldova mai are 1000 de cititori pe zi. Avem dezvoltate mai multe resurse. Am început noi de la expert online, vorbesc de sisteme informatice, spunem, de o mai mare importanță la nivel de țară, deoarece pe parcursul ultimilor 12 ani am dezvoltat peste 60 de sisteme informatice importante, de exemplu druță.asm.md. Eu pot vedea exact când se studiază druță în școală. Dumneavoastră, căutând o informație despre Ion Druță în internet, neapărat pe primele 10 poziții va fi și această resursă. Poate să nu înțelegeți că ea vine de la noi, dar de fapt a fost o colaborare între Institutul de Cercetare și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Sau cantemir.asm.md. Când discutați despre Cantimirești, fie că Dimitrie Cantemir, fie că de Antioch Cantemir, neapărat, fie că operele muzicale ale lor, neapărat veți găsi și aceste resurse importante în internet. Discutând cu o profesoară din clasele primare, cum utilizați resursele, și ea mi-a sugerat, uitați, noi acum studiem pe Ion Druță și am găsit în internet o resursă informațională foarte bună. Și eu mai am saltat, zic că este o resursă foarte bună și mă gândesc, nu suntem noi cei care am contribuit, că avem și noi ceva bun. Și am rugat-o, arată-mi trăucare. Și îmi spune și îmi arată site-ul elaborat. Mi-a stat și m-a plăcut pe suflet, zic că uite, printre altele am colaborat și noi la această resursă. Chiar dacă este elaborată poate cu 10 ani în urmă, ea este accesată și în ziua de astăzi. Este foarte important să ne gândim cum păstăm, cum prezervăm informația. Ori dumneavoastră, bibliotecile locale, aveți întreaga gamă, adică trebuie să vă gândiți și de la cărțile care intră în bibliotecă, cum să le puneți la dispoziția oricărui cetățean, deoarece el vine nu atât de des, nu vine în fiecare zi la bibliotecă, să le puneți într-un timp cât mai scurt, în caz contrar îl veți pierde și nu îl veți mai readuce, și totodată să fiți și acea arhivă care să păstrați cărțile care poate nu au fost de 10 ani citite și la un moment dat vă vor trebui pentru un concurs care este organizat acum. Adică dumneavoastră asigurați tot acest lanț valoric. Iar totodată comunitatea este, sunt și acei cetățeni care sunt în localitatea dumneavoastră, sunt acei elevi care studiază în școli
și sunt probabil și acea diasporă care periodic mai vin de psihotare și el venind în țară, chiar acum în situație de pandemie, ar vrea să citească o carte și va reveni neapărat și la bibliotecă. Tocmai deoarece ei, activând într-o lume, să spunem, mai deschisă, având o educație formate, revin la biblioteci. Adică dumneavoastră deveniți actori care trebuie să reacționați nu cu reacție de o lună, două, dar reacție de secunde. Cum ați putea o face într-o societate informațională modernă? Dacă ați avea acele cataloge electronice la nivel local până la nivel național, deoarece unele există, de a-ți avea acea instruire, perfecționare la zi, ar fi foarte util. Dar totodată avem o provocare atunci când Universitatea de Stat nu mai pregătește specialiști în domeniu. Ce va fi peste 10 ani? Cum vom gestiona noi această infrastructură care este foarte mare, de mii, milioane și milioane de cărți la nivel național cumulativ, de un număr tot mai mic de bibliotecari care se gestioneze, de apariția unui volum foarte mare de resurse informaționale. Cum alegem noi ce este mai important? Ori mulți din noi cunosc doar căutând în motoarele de căutare, dând o căutare prin internet. Ori ceea ce am creat noi încercăm să fie cât mai interoperabil. Ce ar însemna aceasta? Ceea ce indexăm noi, o să lucrez cu termeni care dumneavoastră deja îi cunoaște, ce o să înregistrăm în bazele noastre de date să fie deschise și pentru motoarele de căutare, indiferent unde ați căuta dumneavoastră. Și astfel a apărut instrumentul bibliometric național, ibn.idsi.md, această bază de date care s-a pornit de la un proiect de cercetare pentru tineri cercetători cu 10 ani în urmă și, de fapt, acum a devenit cea mai mare bibliotecă electronică cu acces deschis. Peste 108.000 de publicații științifice din toate domeniile de cercetare sunt în această bază de date. Nu există zi ca cel puțin 100 de articole să apară în această bază de date. Începând de la medicină, drept, politologie, nanotehnologii și o să vă arăt online cum putem găsi răspuns la întrebare. Ori foarte mulți medici care se publică în această publicație, în această bază de date, propun publicațiile lor cu acces deschis. Un caz foarte frumos, prin date legat de Ștefan Vodă, când, eu aș spune, cel mai răsunător caz, când o persoană a fost mușcată de o căpușă. Deci, dintr-un sat din Ștefan Vod. Și, cunoscându-ne, s-a apropiat peste o perioadă de timp, știind ce mai lucrăm noi. Și spun, uite, noi, ce mai nou? Am dezvoltat instrumentul biometric național, uite, acum este în topuri internaționale. Și îmi spune, dar cum la tine? El zice, cu serviciu foarte bine, am un salariu mersi, dar totodată zice, am o problemă. Ba, înțepatul căpuș este boala aceea cu 1000 de feți, care în orice moment poate fi omul între viață și moarte. Și zice, din păcate nu pot găsi un medic care să mă consulte periodic. Sunt nevoit să alerg peste hotare în Germania, în alte țări, pentru a mă trata. Iar dacă, Doamne ferește, ceva se întâmplă, nu știu la cine să mă adresez. Deoarece în Moldova nu sunt suficiente protocoale pentru aceste scenarii. Și mi-a părut foarte rău, dar zic, caut poate pe această bază dată, poate găsește un autor care efectuează o cercetare, poate prinde ceva util. Peste câteva săptămâni mă conectează, ne întâlnim iarăși, îmi strânge inima, zice, îți mulțumesc foarte mult. Ce s-a întâmplat? Zice, grație acestei baze date, eu am găsit un cercetător din Republica Moldova, care lucrează practician, care și-a asumat responsabilitatea să mă ghideze și să mă consulte în permanență. Ceea ce înseamnă că, nu știu, s-a salvat sau nu o viață, dar la sigur o speranță de viață a făcut-o. Ori acele
sute, zeci de mii de ore investite în această resursă informațională, deja are impact, eu pot spun, și asupra calității vieții, deoarece probabil câteva orele doarme mai liniștit, cel puțin o persoană. Iar probabil, probabilitatea este foarte mare că și mai multe persoane sunt în această situație. Următoarea resursă este știu.md, mai ușor de memorat. Aici, de fapt, se concentrează, este o poartă unică de acces la mai multe resurse informaționale. În cazul în care ați uitat ibn.idsi.md, vă amintiți, mi-am ales un nume de familie foarte ușor, Cojocarul, căutați Cojocarul în internet și neapărat vă va direcționa la această resursă. Dacă nu vă gândiți ce știți, știu.md, căutați știu.md și o să vedeți că o să găsiți foarte multe evenimente. Ori, de pe această platformă sunt corelate și sute de transmisiuni online ale evenimentelor științifice, culturale și educaționale din Republica Moldova. Inclusiv și acest eveniment este transmis online și poate fi accesat și după aceasta, dacă aveți nevoie pentru o careva instruire, puteți da o referință. Și am intitulat tema resurse electronice autohtone, deoarece sunt elaborate în Republica Moldova, în suportul cetățenilor, deoarece ținta finală este măriața cetățean din banii căruia și noi suntem salarizați pentru diverse activități, chiar dacă suntem la autogestiune. Iar comunitățile locale, deoarece dumneavoastră sunteți cei care, de fapt, mai departe o să mergeți în localitatea noastră și o să puteți distribui fără o plată suplimentară, deoarece plata a făcut-o fiecare dintre noi la când am achitat impozitele. O să încep cu pagina Institutului idsi.md, www.idsi.md. Este cam așa arată. Avem în partea dreaptă diverse noutăți, proiecte, publicații, evenimente, iar sus sunt acele resurse importante. Este idsi.md, /TV, unde sunt toate evenimentele științifice, culturale și educaționale, inclusiv din biblioteci care sunt efectuate. Și o să vedeți, chiar toate tezele de doctorat susținute public în Republica Moldova sunt transmise online și sunt accesate. Vreau să menționez că printre ultimele evenimentele au fost Conferința Internațională Sănătatea Copiilor în condițiile pandemiei COVID-19. Un eveniment organizat într-o instituție unde fizic erau, de fapt, 3 persoane, a fost transmis online într-o zi de sâmbătă, de odihnă, adică un voluntariat, și în prezent are, uitați, 1423 de vizualizări. Mulți spun, știm sau nu știm informație, care e situația în țară. Uitați-vă, aici vorbesc medici. Aici vorbesc medicii de tale internațională. Aici puteți asculta în limba română, în limba rusă, informații care poate fi și în liniștea societății. Adică informații care poate fi reutilizate de către dumneavoastră. Eu aici vorbesc de impact. Impact a ceea ce facem noi. Noi, de fapt, nu dezvoltăm doar tehnologii ale informației. Noi stabilim legături, noi interconectăm, dacă vreți, bibliotecile cu resurse informaționale sau cu instituții care se ocupă de tehnologie informației pentru a vă ajuta. O să vedem și impactul evenimentului de astăzi, cum va fi distribuit și reutilizat. Știința deschisă este un alt concept promovat de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. De fapt, ce ar însemna aceasta? Atunci când se efectuează o cercetare științifică, dacă este din bani publici, să fie accesibilă în acces deschis publicului larg. Ceea ce ar însemna, dacă Republica Moldova investește în știință 400-500 de milioane de lei anual, să facem la maxim posibil ca cetățeanul Măriesa să aibă acces la aceste rezultate. Nu peste 10-20 de ani, când deja nu mai sunt valide, dar cât mai curând, adică să facem circulația optimă a cunoștințelor, cât mai rapid. Noi încercăm această
reținere și o să vă arăt cum am redus noi acest timp de întârziere prin intermediul instrumentului bibliometric național. În acest context, noi transmitem online și toate susținerile publice ale tezelor de doctorat. Adică dumneavoastră, nefiind prezentă la Chișinău, puteți vedea care este rezultatul acestei cercetări. În partea dreaptă sunt aceste resurse. Știu BDE, IBN-BD, expert online, indicatori CDI sunt indicatorii de cercetare, care e mai mult orientat către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Și o să încep cu ibn.idsi.md. Cam așa arată această resursă despre IBN. Aici o să vedeți bucletul care este imprimat. Adică din momentul când am ajuns eu la imprimantă și am pregătit aceste buclete, să vedeți cum se schimbă cifrele. Deoarece aceste cifre rămân pe hârtie la dumneavoastră o imagine. Dar în realitate ele se schimbă în timp real. Adică avem 117 reviste înregistrate, 51 de reviste acreditate, adică ceea ce ar însemna că au trecut toate etapele și sunt recunoscute la nivel național, 34 sunt reviste în acces deschis, adică sunt înregistrate în directoriu cu acces deschis al reviselor, în DOAJ, ceea ce însemna că sunt conforme cu toate rigorile accesului deschis la nivel internațional. Avem 108.814, la dumneavoastră este 272. Vedeți cât timp îmi ia să mă deplasez la Chișinău până la Ștefan Vodă. Diferență de vreo 600 de publicații. Sunt 524.929, ceea ce ar însemna că noi să fim neapărat o să fie 528.000 de utilizatori unici. Oameni cercetători în Republica Moldova sunt funcții de cercetare, sunt în jur de 3.000, hai să zicem 5.000, tot cei de universități, toți profesorii, 10.000, dar nu sunt 500.000. Ceea ce ar însemna că oameni culți, educație în Republica Moldova sunt mult mai mulți cei care ar fi interesați în informații de calitate. Auzim noi fake news. Uitați aici, nu mai sunt acele informații trișate. Dacă este o informație trișată, cineva va fi penalizat prin diferite metode. Adică nu va trece o evaluare, o atestare când va trebui să crească în grad didactic sau științifico-didactic. Avem 28 de milioane de accesări. Ne apropiem 29 de milioane. Avem în jur de 500.000 de descărcări, ceea ce înseamnă nu doar este depozitată, dar este descărcată. O persoană, dacă a descărcat o publicație, probabil el este interesat să o citească. Nu avem o garanție că îl va citi, dar avem o speranță că el stă aici online și citește. Avem 2.300 de publicații la nivel internațional care sunt indexate în aceste bază date. În IBN sunt indexate toate publicate din revistele științifice acreditate, acum a început de la evenimente, a indexat publicațiile de la evenimentele științifice organizate de către instituțiile din Republica Moldova, indiferent unde au loc, în Republica Moldova sau la nivel internațional, precum și publicațiile autorilor din Republica Moldova, dar care se publică la nivel internațional. Adică dacă este un autor din Republica Moldova și el se publică într-o revistă digitală internațională, chiar în Nature, cea mai prestigioasă revistă din lume, atunci neapărat va apărea informații și despre această publicație. Dacă ea nu este în acces deschis, neapărat prin identificatori, prin hiperlink, vă veți fi redirecționat la sursa primară. Nu va trebui să căutați zeci sau sute de ore prin internet. Din click în click veți ajunge la acea resursă primară. Avem 489 de conferințe care deja sunt indexate. Ceea ce înseamnă e o informație foarte amplă. Nu există instituție de învățământ superior sau de cercetare din Republica Moldova care să nu aibă prezență în această bază de date. Ori rectorii, unii rectori iau decizii pentru acordarea stimulentelor și în baza acestor resurse. Deoarece aici putem vedea câte accesări, câte descărcări au loc.
În partea dreaptă a meniului avem reviste științifice. Adică aici putem găsi toate revistele de care am spus eu, 117 reviste. Fie că este, sunt în ordine alfabetică și accesând o revistă. Spuneți, vă rog, un domeniu care vă interesează. Agricultură. Și aici o să vedeți, vă arăt o informație care nu este... avem o revistă care se numește Agricultura Moldovei. Din păcate, ea a fost acreditată, dar nu este în acces deschis. Eu cunoșteam de asta, dar v-am arătat prezența ei, adică ea există, dar din păcate nu o putem indexa, deoarece ei o vând prin rețeaua de lor de distribuire. Dar, totodată, trebuie să vedem cum soluționăm această problemă. Partea bună că avem alte reviste a Universității de Agrare, cum se numește revista? Nu cunoașteți nimeni. Bun, acum o să o găsim. Foarte simplu, ați spus agricultură. Dă-o la că există un motor de căutare aici, avem în dreapta, căutare sau căutare avansată. Scriem agricultură. Simplu, cum caut un simplu utilizator? El nu știe reviste, el știe cuvinte cheie. Există câteva moduli. Există modul de căutare simplă și există modul de căutare avansată. Adică căutarea simplă, dumneavoastră, puteți căuta după orice cuvânt cheie. Caut în însăși titlul articolului în toate limbile în care este înregistrat, deoarece publicațiile sunt în diferite limbi. Poate fi în română, engleză, francez, germană, italiană, în limba în care a fost elaborată publicația. Fie că caute în cuvintele cheie, în rezumatul publicației. Nu caute în însăși textul publicației, deoarece aici este un mecanism mult mai complex. Sperăm foarte mult că într-un viitor apropiat să fie și această căutare după în textul publicației. Ce este important? Că peste 80-90% din toate publicațiile din instrumentul bibliometric național sunt indexate și de către Google Scholar. Adică noi căutăm în Google orice informație. Google Scholar este, de fapt, o parte a acestui gigant, acest gigant resurse de informații. Este? Care... Da. Care este dedicat, să spunem, mai mult mediului academic. O să dau un exemplu. Acum, vedeți, noi suntem toți în pandemie. Ce facem? Cum facem? Reacționăm sau nu? Este un cuvânt cheie la noi, cum să zicem? COVID. Este un termen care puțin s-a întâlnit, dar acum să vedem o analiză comparativă. Am dat la căutare cuvântul agricultură. Agricult. Mi-a găsit 2614 lucrări care au acest cuvânt cheie. Fie că eu accesez orice articol publicații care iese aici, fie că fac click pe cuvântul ăsta cheie. Și el îmi va arăta tot spațiul informațional ce prezintă, adică informații mult mai variate despre la acest termen. Și ce mi-arată? Mi-arată pe anii publicării. Unu, sunt toate publicațiile aici accesibile. Cele care sunt în acces deschis le puteți descărca și citi, recomanda, sau puteți face un select. De exemplu, mie mă interesează publicația aceasta, mai jos mă interesează cealaltă publicație și puteți că arată
lăcățica aceasta, dumneavoastră vă este cunoscută accesul deschis, le pot descărca, fie în format Excel, PDF sau în conform standardul ISO 690212, ăsta este standard de licitare pentru lucrări științifice, le pot descărca și mai departe le pot reutiliza. Adică în cazul în care vine cineva și vă întreabă, am nevoie de informație la tema optare. Ați căutat după cuvânt cheie sau la căutare avansată, o să vă arăt și puteți recomanda 1, 2, 3. Reacționa la în câteva minute. Adică până dumneavoastră vă antrenați și apoi recomandați. Totul se va salva cu hiperlink. Eu pot să văd pe ani cât să pună, pot să văd care sunt acei autori. Informația dată este atât în meniu din stânga, dar este aici și un buton magic. Toți oamenii vor la un click distanță. Adică atunci când eu caut o informație și fac click mai mult de 3 ori, probabilitatea că data viitoare voi reveni la această resursă este mult mai mică. De ce noi ne-am străduit? În meniu din stânga este mai mult pentru informaticieni și bibliograf, bibliotecar, iar atunci când este un public mai specific, el iubește să vadă culori, grafice și am făcut acest buton. Adică el, ați înțeles care e butonul ăsta? Asta e aici, vedeți? Este analiza rezultatelor. Acest buton îl veți vedea în diferite părți ale sistemului. Să știți că este un buton magic care arată informație exhaustivă în baza tuturor datelor din acest sistem. Îmi arată pe... Am făcut click pe această... Îmi arată pe ani. A, dar eu am selectat, îmi arată doar... Am făcut selectul. Am selectat doar două publicații, dacă vă amintiți. Trebuie să le deselectez. Dar ce el îmi fac și... Am selectat informația și mi-a arătat doar informația despre ce am selectat eu. Vedeți că era o singură publicație. Pe când eu am dat aici... așa, agricultură. Mi-arată cum s-au publicat și în cifre și în grafice. Ce este important aici? Mi-arată în fiecare an câte documente sunt, câți autori, câte organizații. Fiecare cifră este hiperlink. Ce ar însemna că dacă sunt 739 de autori din 2018 care au 410 publicații, eu pot să-i văd exact care sunt cei 739 de oameni. Și pot să-i selectez. De asemenea, uneori vreți să organizați un eveniment. Ați dat la căutare o personalitate, ați căutat ce, are, ce publicații are și vă puteți pregăti pentru această intervenție. Mergând la medic, la cetățenii spuneți înainte, dar merge la un medic, eu mă uit ce nume și pe nume are, caut în bază de date, stând în rând, rele, citesc diagonale publicat și eu când trec partea cealaltă de ușă, vorbesc în termenii care dumnealui cunoaște. Se schimbă atitudinea radicală. Următoarea întrebare care mi-o dă medicul este, dumneavoastră sunteți medic? Nu, eu sunt un cetățean informat, care cunosc ce activități dumneavoastră faceți. Și atunci, calitatea serviciilor de care va beneficia cetățeanul vor crește radical. Vor crește mult mai mult, deoarece medicul va înțelege că este un cetățean bine informat. Ori această resursă ne oferă această oportunitate. Eu pot vedea care sunt acei autori. Nu contează cifra, dar eu pot să văd cine sunt acei autori. Și văd exact persoanele din agricultură care au Parmacli, Volosciuc Leonid, de exemplu, este la Institutul Protecția Plantelor. Pot vedea exact dacă mă duc după persoană, clic pe această persoană și o pot vedea informații exhaustive din toată baza de date, dar ce este cu această personalitate, ce informații publică. Pot vedea domeniile în care spui deoarece agricultura este un domeniu foarte larg. Și noi putem vedea exact în care sunt, după domeniile care sunt clasificate revistele științifice. Avem științe agricole, 772, economie, deoarece există economie în domeniul agriculturii,
biologie, chimie, tehnică, istorie, adică toate domeniile putem vedea exact toate publicațiile și le selecta. Și aici un domeniu drag dumneavoastră, clasificarea decimală universală. Ori noi ne-am pus ca obiectiv ca toate publicațiile din această bază de date să fie clasificate în conformitate cu clasificatorul decimal universal. De ce? Unul este o tradiție de peste 100 de ani care ceea ce a trăit mai mult de 100 de ani la sigur că este, va denui în timp, încă mult timp. Este actualizat în permanență, adică nu este un clasificator mort. Este un clasificator care este instituționalizat și la nivel național. Îl utilizează toate bibliotecile. Ori cărțile noastre toate au, când ajung pe ratul dumneavoastră, neapărat sunt clasificați și am încercat să asigurăm și această clasificare pentru publicații. Adică vedem mult mai îngustă, adică și mai toate, eu pot selecta, de exemplu, nu m-a interesat cel din științe sociale, dar m-a interesat din cultura plantelor de câmp. Îmi apar pe grafică, că eu pot gestiona aceste grafice, dacă am nevoie să le așez pe prezentare, le pot salva prin screen sau a le descărca și a le reutiliza. Pot vedea care sunt acele cuvinte cheie care sunt utilizate. Din păcate, nu toate publicațiile au cuvinte cheie, de aceea clasificatorul universal, decimal universal, este și mai bun, deoarece atunci când el este atribuit, de obicei este atribuit în colaborare cu un bibliotecar care își cunoaște meseria și o face cu dăruire, face la noi informații o avem foarte bine structurată. Putem vedea cuvintele cheie. De exemplu, sol, productivitate, vedeți că ele sunt în diferite limbi. Așa cum au a fost atribuite de către autor sau colegii de redacție. Sunt tipuri de documente. Avem articole în materiale ale conferințelor, articole științifice sau recenzii. Putem vedea sursele unde s-au publicat. Atunci când eu am nevoie, noastră, poate cineva, un cetățean dorește să publice un articol, să se aboneze la o revistă, poate vedea oare care sunt acele reviste care publică sau conferințe care publică în domeniul agriculturii. Și uitați aici, le vedem. Agricultura, protecția plantelor și agricultura convențională, ecologică. Știința agricolă. Ați văzut că, de fapt, noi o revistă nu am găsit-o atunci când agricultura Moldova nu exista, nu era accesibilă. Ori aici există alte zeci de reviste, uitați-vă cât sunt și conferințe, care publică articole în domeniul agriculturii. Aici le putem vedea pe toate. Am spus de autor. Uitați, cam așa arată pagina autorului. Domnul Vlosiuc întrebește care sunt publicațiile. Are 91 de publicații, 343 de descărcări. Pot vedea, de exemplu, așa ce... Perspectiva agriculturii ecologice și soluționarea problemelor siguranței alimentelor. O lucrare, un articol. Toată informația despre unde este publicat, autorul, din partea cărui autor, aici este cum o pot cita, în cazul în care reutilizați această informație, rezumatul, îl pot citi și ce este important. Eu pot descărca această lucrare. Asta este articolul în original. Adică sunt două pagini, el este tăiat din tot întregul. Dacă eu am nevoie să consult, dar vreau să văd întreaga conferință, fac click pe denumire, că tot ce este culoare albastră sau subliniat este cu hiperlink. Și eu pot vedea toată informația despre conferință. Dacă pot să văd, aici sunt multe, de exemplu, această conferință, pot vedea din câte țări au participat la această conferință. Adică sunt mai multe iconițe, de exemplu, conferința în care a avut domnul Vlosiuc lucrare, au participat din șase țări. Acestea sunt iconiții care le puteți vedea pe mai multe pagini. Există pagina revistei,
pagina conferinței, pagina instituției, pagina autorului, pagina evenimentului sau chiar și la nivel de țară. Dacă aici avem căutare, exact aceeași căutare avansată care v-am arătat la când am căutat după un cuvânt cheie. Pot descărca, adică fiecare articol în parte, pot descărca toate materialele conferinței care au avut loc. Vă mai arăt un lucru important, deoarece aici nu este pe această pagină a conferinței, dar săptămâna trecută a avut loc o conferință, data de 9, luna 10, 9 și 10, a avut în octombrie o conferință Educația factorilor, factor primordial în dezvoltarea societății, organizată de către Institutul de Științe ale Educației. Foarte util. Ce este important? Dacă observați, a fost indexată, evenimentul a fost creat data de 8 luna 10, adică noi pe 8 cu o zi înainte de eveniment noi am primit deja materiale conferinței. Din discuție cu doamna director Pogoșa, am obținut această lucrare în format PDF, am convenit ca evenimentul să fie transmis online și ce am obținut noi, fără nicio minut de întârziere, noi am obținut toate publicațiile indexate în instrumentul bibliometric național, deja doar materialele conferinței integrale au fost descărcate de 24 de ori și aici este un butonaș ca la video. Vedeți? Noi am transmis online ședința plenară. Ceea ce ar însemna că deja cei care n-au putut participa fiind rupți de către această pandemie, uitați-vă, 533 de persoane au vizitat această conferință. Ori, dacă vedeți, se începe tot cu acea expoziție care este organizată de către cine? Bibliotecă. Exact. Ori, la fiecare eveniment, bibliotecarul este cel de întâi mergător care sparge toate tiparele, ajută la organizarea oricărui eveniment. Și puteți vedea prezentări foarte importante, la care, printre altele, a participat și Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, domnul Igor Șarov. Există prezentări care pot fi reutilizate de către dumneavoastră. Mergeți în școli, transmiteți-le aceste buclete. Dacă aveți nevoie încă de buclete suplimentare, le aduc fără nicio problemă. Distribuiți pe rețele de socializare, deoarece este o resursă fără plată. Este o resursă, de fapt, care vă costă acel timp care trebuie să-l investiți. Dar este mult mai mic decât timpul dacă ați sta și ați răsfoi unele resurse care, de fapt, nici nu aveți nevoie. Un indicator la evaluarea bibliotecilor este abonarea la resurse electronice. Așa este. Aveți standarde de bibliotecă, bun, partea bună este că m-am familiarizat cu toată activitatea noastră, participând și la elaborarea strategiei rețelelor de biblioteci, componenta informațională, 2 săptămâni, cu mare drag, am lucrat împreună cu colegii din toată rețeaua de biblioteci și stând la Biblioteca Națională și chiar am lucrat cu mare dăruire. Chiar dacă această strategie nu a fost încă aprobată sau finanțată, noi mergem înainte și dumneavoastră puteți accesa de pe, dacă cineva are, de exemplu, aș recomanda și chiar de ce nu la Consiliul Raional Ștefan Vodă sau la bibliotecă, dacă aveți pagini pe rețele de socializare, pagini web, la despre IBN există identitate vizuală. Puteți lua acest banner, îl dați doar celui care administrează, vedeți că ele sunt în, adică toate informații aceasta o puteți selecta și o amplasa direct cu hiperlink la IBN. Astfel veți accesa, veți face acea fereastră. Puteți, noi în fiecare casă avem ce? Neapărat câte o icoană. Icoana aceasta, fereastră către cel de sus. Păi uitați-vă, IBN este fereastră către resurse, un abonament fără plată la resurse electronice.
Chiar dacă la fiecare nu ajunge acest buclet, va ajunge acest bine, va face click neapărat dacă va căuta unul din câțiva, dar îl vor îndrăgi și îl vor utiliza. Vă alegeți banii care vă este mai comod. Așa. Am dat la căutare agricultură, care de fapt este un termen foarte întâlnit. Sper că v-am convins cât de cât că informația este actualizată. Informația, ne străduim la maxim să catalizăm acei furnizori de, și creatori de conținuturi care aduc o plus valoare adăugată. Iar, de fapt, ceea ce ne doare pe noi acum, pe mulți, ne doare o problemă care, un cuvânt cheie, ce nu știți ce mi-a spune, я знаю, taekwondo, karate, aikido, и другие красивые слова. Așa că aici, un cuvânt COVID care până mai ieri, mai nimeni nu-l cunoștea, dar acum s-a încetățenit. Uitați-vă, chiar dacă primul articol a apărut cu câteva luni în urmă, în această bază date, deja există 75 de publicații cu la tematica COVID. Și o să vă arăt prin idc.md/tv câte evenimente științifice au fost transmise online. Chiar și site-ul asm.md, site-ul Academiei de Științe, tot noi l-am dezvoltat și el interacționează cu această bază de date. Că noi ne străduim să discutăm având acces la personalități din domeniu atunci când nu suntem satisfăcuți că se vorbește mai mult despre politică. Uitați-vă că acum aici vorbesc specialiști în domeniu. Și putem vedea, dar cine sunt cei 75 de autori care publică despre COVID? Orice cuvânt cheie. O să vedem și Ștefan Bot. Uitați, există 65 documente, 178 de autori care, de fapt, se publică. Care sunt acei autori? Și o să vedeți acum cum identificăm și niște probleme, așa cum de fapt am început noi inițial cu agricultură, mi-ați spus, parcă așa vreau Dumnezeu, să inițial să vedem o problemă, dar de fapt sunt niște ispite, știți? Sunt niște încercări pentru noi, uite, nu lucrează, dar de ce nu lucrează, trebuie să știi toate momentele astea. Și o să vedem cum de fapt sistemul identifică și niște probleme. Noi putem vedea prin intermediul acestui sistem care sunt problemele societății, nu doar acum, dar și niște acțiuni ce va fi mâine. De ce? Trebuie să știi ce a fost ieri, ce este azi și neapărat prin oglindă vom vedea și multe informații ce va fi mâine. Uitați-vă, noi avem o persoană care are 4 publicații și mi-a trezit interes, dar care sunt acele publicații? Vedeți că se evidențiază. Pot vedea care sunt domeniile și uitați-vă aici se poate, trebuie să știa citi cărțile, știți? Mulți văd cărțile, dar eu de ce am o încredere foarte mare în bibliotecar, deoarece bibliotecarul, la sigur, este în comunitatea locală top 10 cei mai inteligenți și intelectuali oameni din localitate. Deoarece el vrei, nu vrei, el interacționează poate odată, nici nu vrea să citească un informat, dar le citești pentru a informa pe alții și această interacțiune generează noi cunoștințe. Ori o diferență dintre informație și cunoștință este că informația, fiind pe suportul care este, dacă trece prin creierul uman, generează cunoștință. Ori o cunoștință este ceva viu, nu este ceva care iese doar prin suport mort. Și uitați, am luat aceste 4 publicații și mi-a trezit interes. Vedeți, același titlu, 100% coincide două lucrări una cu una. Ceea ce înseamnă că nu este chiar bine. O lucrare științifică trebuie să fie ceva nou. În esență, el de fapt, în două reviste, revista de filozofie, sociologie, științe politice, aceeași lucrare și în alta la studia universitară, seria știință socială. În realitate, ele sunt un pic diferit.
Dar ce vede un cititor? El, de fapt, citește rezumatul, dacă observați, rezumat cam s-a înlocat. Ceea ce este că este un bine că informația este colectată, dar totodată ne arată și unele probleme. Când se publică o lucrare, trebuie să ne gândim, nu poate aceeași lucrare să fie publicată de două ori. Arată, de fapt, care sunt domenii. Uitați, primul domeniu este afectat medicină. Iar următorul domeniu, au observat, științe militare și securitate națională. Economia, pedagogia, științele politice, biologia, drept, sociologia, administrarea publică, filologia. Vedeți cum afectează acest COVID? Doar cercetătorul, de fapt, caută niște probleme, cum afectează diverse domenii ale societății. Și să știți, o să vă mai arăt un lucru. Astea sunt domenii care, de fapt, ne vor fi afectate în, sau, de fapt, sunt afectate în viitorul apropiat. Ori, bibliotecile ar trebui să se concentreze pe domeniul cum ar putea și ea să-și aducă aportul. Am observat în ultimul timp, tot mai mult se discută despre, ca mediul bibliotecilor, discută despre dezvoltarea durabilă. Și aici este un lucru foarte important. O să vedeți, este domnul profesor Boincean de la Bălți, care de fapt face o explicație foarte bună despre educația ecologică și educația durabilă. Adică lucruri foarte importante, ori agricultura ecologică și agricultura durabilă. Nu este important ca să obținem zeci și zeci de centenari la hectar de anumite culturi, ceea ce încearcă să cultive la noi și pe acest mileag. Dar este foarte important cum să facem fața unor anumitor provocări de genul cum a fost seceta, cea mai mare secetă care de fapt ne-a afectat inclusiv și raionul Ștefan Vodă. Cea mai mare parte. Am avut, practic, 3 ani consecutivi care au fost sub orice prag, pe chiar și pentru vița de vie. Ori această informație o puteți afla de pe idsi.md/tv, analizând evenimente științifice care au fost chiar de ziua vinului, organizat unde au explicat specialiștii. Adică, dacă dumneavoastră o să analizați aceste sisteme care eu vă le explic astăzi, o să le urmăriți periodic, să știți că o să aflați foarte și foarte multă informație utilă. Noi ne străduim să o actualizăm, iar dumneavoastră vă veți fi informați din prima sursă. Mai departe, avem evenimente și avem registrul materialelor științifice, ca toată informația care este actualizată. Avem toți autorii. Și aici o să vă arăt ceva foarte util, să înțelegeți ce personalități există în acest raion Ștefan Vodă. Ei nu sunt doar oameni care au realizat cândva ceva, dar de fapt sunt niște personalități care și în ziua de astăzi dezvoltă știința în Republica Moldova, contribuie la creșterea potențialului uman și publică lucrări importante. Până se încarcă pagina, la statistica IBN puteți vedea toate informațiile despre acest sistem. Un lucru care vreau să vă arăt din această statistică este faptul că v-am menționat că noi încercăm să aducem cât mai multă informație actualizată și să micșorăm acest timp. V-am demonstrat prin eveniment la Institutul de Știință și Educație care întârzierea a fost zero. Adică în aceeași zi nu s-a întâmplat. Și ce am reușit noi? Dacă o lucrare a fost publicată în luna ianuarie acestui an, iar ea a apărut în luna februarie în instrumentul Bibliotecii Național, reținerea va fi decât o lună. Până ajunge la Ștefan Vodă, dacă ajunge în 100 de exemplare, probabil dacă să ajungă în biblioteca municipală, dar nici de cum în biblioteca din Slobozie, Ștefan Răscăiesc sau Popeacă, Ciorici. Deoarece nu va ajunge din punct. Dar iese reținerea de o lună.
Acum uitați, ceea ce este cu verde nu este nicio reținere. Ceea ce este cu roșu, reținere până la mai mare de 4 ani. Observați cum se schimbă imaginea. Întârziere totală până cât mai mult verde. Și putem vedea în proporție doar 15% din, nu, 18% din toate lucrările din revistă ajung în termen. Restul cu întârziere, întârziere. Iar dacă le cumulăm toate împreună, uitați ce se va întâmpla. În 2011, cumulativ, publicațiile științifice din Republica Moldova întârzeau cu 612 ani. E mult sau puțin? Așa. Bun, dar noi ne ducem mai în urmă. Uitați că avem și 800 de ani. Dar nu uităm că noi nu le-am indexat pe departe pe toate. Dacă le adăugăm pe toate, cam ajungem exact când s-a născut Iisus Hristos. Dar ce reușim? Noi reușim să micșorăm acest timp. De exemplu, comparativ cu 2011-612 ani, noi în 2019 avem cu 103 ani micșorat. Adică, cel puțin 6 ori a fost micșorat acest timp. Dar noi înstrădim tot mai mult și mai mult. Acum, ce se... Am dat la o pagină la autori, în stângă. De fapt, sunt toți autorii care publică în această bază dată. Există indicatori. Câți coautori, ca cine publică, câte articole au, câte descărcări, câte vizualizări. Contează foarte mult un indicator care se numește numărul de descărcări. Ori nu contează doar câte cărți aveți dumneavoastră în bibliotecă, contează câți cititori sunt activi și câte cărți. Dumneavoastră chiar raportați anual în sistemul ăsta de statistici la nivel național, câte cărți accesează. Pe noi tot, noi de fapt ne-am orientat tot acest indicator. Am luat standardul dumneavoastră, este un standard ISO cu evaluarea bibliotecii și am găsit noi niște identificatori, este numit identificatori bibliometrici, verbometrici și centometrici. Ce ar însemna? Uitează, am aranjat în ordine descrescătoare după numărul de descărcări. Haideți, spuneți, vă rog, dacă dumneavoastră vedeți pe cineva din, de la dumneavoastră din Raiul. Așa, eu văd. Uitați, numărul 1 este o publicație cu 6, un autor cu 6 articole, care de fapt este din Israel, un nume din Israel foarte des întâlnit și de obicei în orice cercetare primul autor se dă la o parte, deoarece el e deosebit. Al doilea autor este domnul Mișin. Domnul Mișin de fapt este un... face parte dintr-o școală și mai mare a domnului academician Gheorghe Ghidirin. Ați auzit de ce zidia? Probabil este de unde? Ori n-ar însemna că Palanca, de fapt, Ștefan Vodă generează personalități. Nu înseamnă, de fapt, că instrumentul bibliotecii naționale scoate în evidență, de fapt, valoarea care a fost generată de aceste meleaguri. Și mai departe, Mișna de Brânză, de fapt, o să vedeți că mulți coautori, asta este o școală. Multe publicații sunt generate de exemplu, mai aveți, mai sunt aici, pe meleagurile astea, mai avem domnul Mitrofan Ciobanu, care este de la microbiologie, cine mai este aici? Așa, care este pagina Raionului Ștefan Vodă? Pagina Consiliului Raionului. Ștefan Vodă, Ștefan Vodă, Ștefan Vodă, Ștefan Vodă. Asta e acolo, educ.md, ăsta de regidrală. Acolo să vă arăt, o să vă pe o personalitate, de exemplu, domnul Ghidirin. Are 154 de coautori, 255 de articole, 2414 descărcări. Adică, doar grație acestui sistem informatic, 2400 de descărcări, de cititori, au venit
au studiat și mai departe la sigur că au citat, ceea ce este important, deoarece aceste lucrări au fost utilizate. Acum, uitați-vă, impactul acestui personal este o colaborare a autorului. Este, de fapt, un graf care arată care este acea rețea. Nu este important. Unii sunt, studiază și sunt doar pentru ei. Uitați-vă contribuția acestei personalități la nivel nu doar național, dar și internațional. Ori această hartă ar putea fi demonstrată și convinși și decidenții care, inclusiv finanțați bibliotecile, uitați, este foarte important o personalitate, când vreți să o invitați, dacă vreți, măguliții, orgole, uitați, când dumneavoastră cunoașteți despre ei, sunteți informați. Acum, dumneavoastră aici aveți la... am văzut undeva, uitați-vă, aveți personalități marcante. Domnul Rudic, este la dumneavoastră sau nu? Este. Altă personalitate care este un inventator excusit, care tot este din Ștefan Vodă. Doar am dat la căutare. Sau, haideți să văd la căutare avansată, nu v-am arătat căutare avansată. Căutarea avansată ne permite cu acest plus fix căutăm după autor, tip document, titlu surse, căutăm selectez perioada. Și o să vă arăt o altă mecanism, adică autorul e sursă, dar am găsit 287 de publicații. Deci există Rudic, Valeriu, pot să văd autorii care sunt Rudic și cu cine se publică. Asta de la noi este domnul Rudic Valeriu. L-am selectat, s-a dus pe pagina autorului și pot vedea toată informația despre el, ca ce publică. Vă spun, orice întrebare, dacă o formulați, în general, formularea unei întrebări corecte, este mai mult de jumătate de răspuns găsit. Putem vedea, iarăși, analiza toată informația, ce vedeți, autorii cu care se publică, domeniile, deci biologie, medicină, ce am spus că e o microbiologie, de fapt este o interdisciplinaritate, o legătură dintre medici și biologi. Ori, mergând cu tratament la stomatolog, cu copilul vrea să-i pună o injecție. Și eu am întrebat, dar ce o să-i injectat? Și a spus bior. Eu mă uit, dar ce prezinte? Pentru mine este un termen cunoscut. Dar ce prezinte? Păi ăsta este un produs autohton. Noi toți cei din stomatologie utilizăm, în special pentru copii, și atât de bucuros am fost, de fapt am urmărit cum tratamentul a decurs foarte bine la fiică și când am mers la Institutul de Microbiologie am strâns mâna și am mulțumit, zice, uite, domnul academician, de fapt chiar ceea ce ați creat dumneavoastră este un impact. Ori acum, tot mai greu, industria din Republica Moldova sau inclusiv cea farmaceutică utilizează mediile, remediile create de către cei autohtoni. Ori domnul Cărâncean Rudic este o personalitate care are, este cunoscut nu doar prin publicații, dar o să vedeți aceeași brevete. Dacă faceți click la brevete, o să vedeți toate brevetele personalității respective, doar ce lui este un inventator, un practician foarte bun. Și puteți vedea toate brevetele. Are și 255 de brevete. Nu este o resursă al institutului, dar face o legătură, deoarece este deținătorul agenției de proprietate intelectuală, unde se poate vedea și toate brevetele. Ori atunci când dumneavoastră aveți pe pagină, închipiți-vă, aveți pe pagină personalități marcante, mergeți cu propunere, cei care gestionează acest site, ca rezultat acestui prezentări,
puteți să faci o referință că este pentru dumneavoastră. Atunci când scrie Gheorghe Ghidirim, ar putea face un hiperlink să indice și pagina de IGNBN. Adică să facă o portiță către această resursă marcantă. Dacă vorbim de Maria Beșu, Maria Beșu mai puțin a scris publicații științifice, de fapt nu i-a cântat, dar foarte mulți au scris despre Maria Beșu și la o căutare avansată puteți să vedea ce personalitate, adică cine a scris despre Maria Beșu. Adică tot se poate găsi această informație. La organizații, noi de fapt vedem toate instituțiile, ca să înțelegeți, toate informațiile pe instituții. De exemplu, cei din Universitatea de Stat au scris 4.148 de autori, 12.000 de publicații, 82.000 de descărcări și 4 milioane de accesări. Adică eu pot vedea, mergeți la o... aveți copii care vor să meargă la învățătură. Se gândesc oare ce universitate să aleagă. Uitați-vă, clic pe orice instituție și pot vedea informația, nu doar cei ce afișează ei despre ei pe site-ul oficial, deoarece pagina oficială ei afișează cei ce consideră ei mai buni. Iar aici, acest instrument va fi utilizat și pentru evaluarea organizațiilor de cercetare și universităților. Adică aici este o sursă primară de informații și eu pot vedea toate informațiile despre Universitatea de Stat. Aveți un profesor, aveți elevi sau au copii care studiază recomandațiile pentru lucrările tezei de an, de licență, masterat, pentru pregătirea unor referate. Adică este foarte și foarte util. Care este, de ce eu cu așa o spun, îndrăzneală spun despre această bază de date? În clasamentul, există clasamente internaționale ale universităților, ale instituțiilor de cercetare, ale unor astfel de repozitorii sau depozite de date. Ori instrumentul bibliometric național, la moment există un clasament internațional bibliometric, se numește el, a ajuns pe poziția 23 de un clasament în lume. Adică asta este faza de în aprilie, în septembrie noi am alocat cu în 2016 eram pe poziția 131. Apoi salturi, grație colaborării inclusiv cu cei de la Google. Informația noastră fie cât mai des indexate și ca să mă credeți, este acea hiperlink la prima noutate de sus, de nivel din dreapta, să vedeți. Asta este cel transparent, este ranking portale ale revistelor indexate de Google. Și dacă o să observați, uitați, aici noi suntem. La moment, noi avem 108.000 publicații, Google ne-a indexat 91.000 de publicații. Asta a fost în septembrie. Noi deja cu o lună suntem. O să vedeți, de fapt, și cifrele, dacă ați reținut ce cifre erau la început, o să vedeți cum acum s-au schimbat. Asta este plus valoare adăugată ceea ce eu încerc astăzi să vă prezint. Mergem mai departe, adică despre universități. Iar și aceeași informație o puteți analiza cu universitățile. Așa. Publicații recente. De fapt, sunt ultimele articole. Puteți vedea care este ultima publicație indexată în prezent. Astăzi este zi de sărbătoare în Chișinău. Nu știu să văd ultima publicație. Sunt publicații internaționale. De fapt, uitați-vă, acest scris disponibil din 14. Angajații noștri, știți, și o parte lucrează la distanță și ei au zis de odihnă ca și mine, dar vrem să facem un lucru frumos din motiv că dacă noi întârziem cu o zi, cel puțin 1.000 de oameni vor întârzea cu o zi să citească această lucrare. Ori cifra aceasta de multiplicare de 1.000 este una foarte și foarte importantă. Mai departe,
despre, am spus, recunoaște, e bine, versionarea, domenii CZU. Este, toate publicațiile, am spus că noi încercăm să le indexăm cu un fond clasificator decimal universal, dar nu ne reușește chiar pe toate. Acum să vă arăt câte noi... La statistica IBN, mai mult de jumătate din publicații, din revizii, sunt clasificate conform clasificatorului decimal universal. Noi încercăm să promovăm ca pe fiecare, până la publicare, să apară acest CZU. Astfel că dacă ajungi într-o bibliotecă, chiar și fără instrumentul nostru, se poate fi, catalogat bine. La moment, 52% din toate articolele din revizii sunt indexate, ca 36.000 de articole din reviste sunt indexate și 11.000 din materiale conferințelor. Doar 31.000 de articole. 31%. Adică până la 100% mai avem, dar totodată încercăm să ca să fie mai ușor, de exemplu, pentru dumneavoastră cei din biblioteci, la domeniul CZU poate să fie mai ușor să identificați publicațiile. Cunoscând, de exemplu, ne interesează din religii, vedeți, arată 357 publicații. Vedeți lista? Și acum mi-arată exact care este acea listă după clasificare. Un articol la care ăsta este 279 de... Un articol, dacă vedeți CZU se vede, clasificat aici, CZU. Dacă un articol este clasificat în dreapta, uitați aici ce este important. Aici arată clasificarea, eu pot vedea câte articole sunt cu acest CZU. Mai jos o văd drepturi fundamentale, drepturile omului, drepturile și îndatoriri ale cetățenilor, există alte 371 de articole. Adică, anume, acest CZU ne permite să le vedem exact cele 371 de articole. Sau avem creștinism, biserici și culte creștine, 169 de articole. Eu pot vedea exact care sunt acele 169 de articole conform CZU-ului din această bază dată. Nu conform domeniilor științifici, care așa, să, de exemplu, o revistă poate să fie prin domeniul acreditat, dar în realitate poate să fie publicată din diverse, din mai multe domenii. Eu pot vedea exact acele publicații conform clasificatorul decimal universal. Avem statistica IBN, am spus, la utile. Utile, să știți că am încercat să divizăm fie că este utile pentru utilizatori, pentru colegii redacții, glosar, acte normative, dar pentru dumneavoastră este foarte important resurse utile. Adică noi încercăm să aducem și mai multe resurse din diverse domenii care ar putea să fie utile pentru toți cetățenii. De exemplu, resurse educaționale deschise, naționale, manuale școlare format PDF. Astăzi s-a spus unele și unii rețin, alții nu rețin. Uitați-vă, încercați și accesați, noi tot din, în funcție de cum stabilim un contact sau le identificăm, ne străduim să le identificăm. Automat, la cel de la prodidactică. Prin teatrile și revistele de la prodidactică, tot o mare parte sunt indexate de această bază. Noi facem parte din Coaliția Resurse Educaționale pentru Moldova. Sau toate manualele electronice care se duc la CTICI. Sau manualele digitale alternative la limba și literatura română. Sau poarte de acces către colecții digitale din Republica Moldova. Adică noi suntem un repozitor la nivel național, dar există fiecare universitate are repozitoriul său. Ori aici le puteți găsi toate. Indiferent că e la o universitate de medicină sau puteți găsi platforme de învățământ la distanță din Republica Moldova. Acum aveți tot mai mult. Fiecare universitate are. Căutând în Google, poate să vă arăt primele 4 sau nu. Dați-vă la fiecare
instituții o puteți găsi. Sau aveți transmisiunile online ale evenimentelor, ceea ce am arătat. Aveți către bibliotecile universitare. Acest listit de la... Poftim, colegiile digitale care sunt și ultimul repozitoriu care a fost tematic deschis de către Biblioteca Națională. Adică vă direcționează și... Adică aici este un hub, un nod de legătură pentru diverse resurse, adică ați putea recomanda oricărui, dacă amplasați IBN-ul, pagina noastră sau bucletul ăsta îl distribuiți, dacă sunt nevoie de alte materiale de seminarii, voi încercăm să le prezentăm. La o, adică am putea să organizăm și niște seminarii online. Adică vă dăm hiperlinii, nu neapărat să vin fizic. Aici am putea, adică noi utilizăm Zoom, avem licență, putem până la 100 de persoane să le organizăm. Adică noi suntem deschiși pentru a face și această promovare. La efectul, adică sunt întrebări care sunt mai des adresate de către cei care utilizează. Contacte, ne puteți expedia orice informație, orice întrebare la idsi@smit.md sau ibn@idsi.md sau info@idsi.md. Aceste date sunt și pe aceste buclete. Puteți accesa aceste adrese. O altă resursă este știu.md. Eu despre instrumentul brevetului național se poate vorbi foarte mult. Cu această resursă se evaluează, se acreditează toate revistele. De exemplu, vă dă un lucru de la statistici, date privind revistele monitorizate. Uitați-vă, eu la un click distanță nu trebuie să expediez recenzenți, să văd care e situația, să îngajez diverse echipe. Eu prin această interfață pot vedea cea puțin să vede care este roșu, dar dacă informații, de exemplu, avem sunt niște cerințe conform regulamentului. Dacă este culoare roșie sau nu este respectat. De exemplu, articole fără rezumate în limba română sunt 167, 164. Este o cerință că care rezumat să fie și în limba română. Dar ce nu toți sunt cunoscători din limba engleză. Chiar dacă lucrează public în engleză, noi recomandăm și, de fapt, regulamentul fixează ca să fie rezumatul și în limba română, din perspectiva ca cetățenii din Republica Moldova să studieze, să cunoască termenii în limba maternă. Noi începem a vorbi cu ok, mersi, dar uităm să spunem mulțumesc. Este un cuvânt foarte bun. Adică sunt termeni, în special termeni care sunt din diverse domenii. În medicină, mulți operează cu termeni internaționali, dar nu cunosc care sunt termenii la nivel național. Acum trecem la resursa știu.md. Mai puțin o să vă vorbesc. De fapt, ia utilizați această resursă publicațiile din IBN și din alte resurse. Adică noi, în prezent, anual am putut indexa, găsi pentru un an maxim 11.000 de publicații. Adică vedeți că în fiecare an tot mai multe publicații din acel an apar. Noi anual indexăm 20.000 de publicații, dar dintre care 11.000 sunt din anul precedent. Deoarece din anul curent, din păcate, când apar cu întârziere. Vedeți, pe 2020, noi chiar dacă preconizăm că vor fi vreo 11.000 de publicații, noi avem 4.000 de publicații. Ori această pandemie, criza financiară, ne-a afectat foarte și foarte mult. Oricum, noi ne străduim să o actualizăm. Noi avem 52.000 de persoane care se publică aici. Avem 108.814. Cine a reținut numărul de publicații care era la început? Avem 7.000 de organizații care sunt publică. Nu neapărat sunt de... Avem 2.700 de proiecte. Astea sunt proiectele de cercetare finanțate din
bani publici care sunt într-o altă resursă expert online. Aici iarăși o să puteți deja dumneavoastră să navigați și ca temă pe acasă. Avem conferințele, 596 de conferințe. Avem toate titlurile academice, cei ce sunt la nivel de Academie de Științe. Avem toate evenimentele online. Adică dacă dumneavoastră ați reținut știu.md și vă gândiți unde sunt transmise online, uitați aici pe evenimente și vă va duce la sursă. Avem toate brevetele. Vă amintiți la domnul Calician Rudic unde v-am spus când iese această corelă. Avem indicatorii de cercetare, de fapt, sunt indicatori stabiliți de către Minister în conformitate cu strategia Moldova Cercetare Dezvoltare 2020. La știu.md dați-mi ceva să caut și aici ca să vă arăt mecanismul cum funcționează. Bibliotec. Așa. Aleg perioada, am luat cuvânt cheie de la căutare. Adică va căuta din toate cele 108.000 publicații. Avem 579 de articole care găsite. Și dacă eu, uitați, vreau să le descarc, am selectat, apăs pe clic aici, SME ISO 690. Așa. Îmi va descarca lista, ca să vedeți cum apare această listă. Asta am descarcat două ori. Așa. Închid. Uitați, mi-a generat lista publicată. Adică în cazul în care are cineva de vă trebuiește literatură, vă le-ați selectat care vă trebuiesc, celălalt puteți să șterge. Adică ea este în conformitate cu standardul ISO 690.000-2020. Adică total 44 de pagini de bibliografii. Unii publică biobibliografii. Uitați, este important să ajungă toată informația asta să se generează online biobibliografii. Vreți să faci materiale a unei personalități. Nu sunt 100%, dar oricum o mare parte de informație o puteți găsi. Un scriitor. Nu uitați că sunt publicațiile științifice, adică nu sunt toate. Dar și scriitorii publică lucrări științifice și despre scriitori publică. Adică este cam greu să găsești informații care nu care să fie știu, așa. Acum, o secundă, să revin la pagina inițială. Știu, punct. Ideea am dat bibliotecă, da? Și o să vedeți cum, inclusiv lucrări manualele școlare. Uitați-vă care ar fi rugămintea. Probabilitatea este foarte mică, el să fie aici. Dacă dumneavoastră aveți o doleanță, aveți o lucrare care ați dorit, dar nu o găsit, ne scrieți un e-mail, noi o să încercăm să accesăm, fie prin autori, să ieșim la drept, fie prin edituri, fie prin cei care au finanțat lucrările date, pentru a le indexa. La moment, noi nu indexăm monografiile.
instrumentul dat nu permite indexarea acestor tipuri de lucrări. Ele sunt mai mult protejate prin dreptul de autor, adică nu sunt, și aici trebuie și de discutat la direct cu autorul și cu editura. De multe ori ele au nevoie de o finanțare suplimentară și ei până nu vând, nu le publică. De ce noi am lăsat pe următoarea etapă? În prezent noi avem foarte multe lucrări care așteaptă a fi indexate, adică noi nu reușim fizic, însă în cazul în care iese solicitar din teritoriul de la cetățenie, noi neapărat o să încercăm să o aducem. Există și perioada de embargo. De exemplu, unde reviste își permit, au convenit colegii de redacție ca să fie perioada de embargo 6 luni. Ce ar însemna aceasta? Ei timp de 6 luni ne expediază informația, noi afișăm doar informația autorii, titlul și rezumatul, iar plus primii 6 luni îl puteți descărca. După 6 luni le puteți descărca. Astea sunt, mi-ajung degete la o mână câte reviste au această restricție. Chiar în perioada de pandemie a fost o revistă care avea embargo 6 luni, când a publicat prima lucrare de COVID, prin timp de 3 minute s-a rezolvat. Adică i-am contactat, ei au sunat colegii de redacție și au permis printr-o ședință online ca să fie scoasă această perioadă de embargo, deoarece timp de 6 luni poate să mai moară câțiva oameni. O să ne expirați un format, un e-mail și o să... Acum ați în bibliotecă, uitați, există... Da, doamna Corgheni, doamna Osoianu, doamna Chiaradi, Cereteu, toți care, doamna Țurcanu în ele, care prin de alte, fiind colaborând și cu Institutul de Dezvoltare a Societății Profesionale, numai este un catalizator care ne face ca să această resursă să devină foarte și foarte eficientă. Sunt clasificați conform domeniului CEZU, domeniul IBN. Te-am vedea și toate după CEZU, cuvintele cheie. Avem cuvântul cheie bibliotecă și putem vedea toate publicațiile. Adică, chiar dumneavoastră ați spus ce autor ați spus că aveți nevoie de o lucrare. Pot vedea și, de exemplu, rezultatele căutării. Se memorează ce am căutat. Vă spun, Purice și mai cum? De exemplu, dumneavoastră este menționat domnul Mitrofan Cioban. Am văzut că e Ciobanul pe site-ul oficial, dar în publicații mele domnului public Cioban. Adică, uneori, nu neapărat să dați la căutare tot cuvântul în text, sintagma. Dați tema, scurtătura, astfel încât o să găsiți mult mai multe informații. Așa. Autor, n-am atașat. Acum și o să vedem dacă domnul Purici are vreo lucrare. Sunt foarte multe lucrări în educație. Uitați-vă, Purici Mihail, am găsit 3 lucrări. Care sunt în reviste. Ultima din Ca pomul doldură de roade, un capitol din istoria limbii române literare și câteva puncte de reper în procesul cercetărilor fraziologice regionale. Sunt articole științifice. Vă spun, noi, tendința noastră este și către astfel de lucrări. Aici este mai mult de lucru, dar uitați că nu este chiar zero. Cel puțin la discuție cu domnul Purici, dacă om avea neapărat ei... cei din domeniul filologiei, din domeniul științelor umanioare, sunt foarte deschiși către colaborare, deoarece este o
o creștere a vizibilității și un impact la nivel național. O să vă mai arăt încă un moment foarte important. Noi am avut diferite crize în state, economice, sociale, și o să vedeți, grație faptului că cercetătorii sunt cei care studiază, sunt axați pe probleme, ei uneori le identifică fără să-și dea seama că de fapt în spate stă o... Nu, ei își dau seama că stă o problemă fundamentală, dar ce este în viitor? Acum, știți, este o clasificare, aici este distribuirea articolelor după domeniu și reviste. Este un grafic simplu care arată numărul de publicații pe domenii științifice, după cum sunt clasificate revistele din Republica Moldova. Nu, asta e mea. Asta e mea, eu am. Dacă se calcă, bine, dacă nu se calcă... Eu am... Și ce a arătat, de fapt, sistemul nostru? Pe anumite perioade, cercetătorii studiază anumite domenii. De exemplu, dacă cu vreo câțiva ani în urmă a apărut foarte multe lucrări în domeniul științelor politice, juridice, și la un moment dat noi am avut o problemă de țară, dar tot și aș vrea să deschidă acest link. Spuneți, vă rog, o problemă cu care se confruntă Republica Moldova. Comunismul. Sărăcia. Ce avem noi în țara noastră? Corupția. Corupția și sinistra. Corupție. Spune, vă rog, în ce domenii avem? Corupție. Există corupție. În toate domenii. Așa. În care este mai mare? Mai mare, medicină. Încă? Parlament. Așa. Îndrept. Medicină. Așa, uitați. Noi la nivel, este un grafic care arată numărul de articole pe numărul de reviste, și aceștia sunt domenii. Domeniile clasificate de cum se acreditează revista. La nivel internațional, noi suntem cei mai performanți, cei din lume. Ne spun că știința din Republica Moldova este cea mai performantă în științele fizico-matematice. Avem 289 de reviste, unii se publică, nu doar la nivel național, dar și internațional, și 4838 de articole. Ei spun că aici noi avem cea mai mare performanță. Însă sistemul nostru arată nu. Ceea ce este mai în dreapta și mai sus, înseamnă că aici noi suntem cea mai performanță. Ori, este un specific național, cei de psihotare spun, băi, dar pe noi nu ne interesează, este un impact regional, ori, eu zic că hai să vedem dacă nu este ori acel cuvânt cheie, cu care dumneavoastră a spus, corupția, poate el a afectat celălalt domenii și le arată că sunt mai bune. Și ce arată sistemul nostru? Sistemul nostru arată că cea mai mare este în drept. 48 de articole și 13.000 de 48 de reviste și 13.000 de articole. Adică sunt foarte multe reviste, foarte multe articole, dar într-un număr restrâns de reviste. Ceea ce înseamnă că aici poate să apară sau se vânde sau se cumpără. Eu nu știu, dau dreptate sau nu, dar dumneavoastră luați decizia. Următorul domeniu este medicina. Dumneavoastră vedeți cât de detașate sunt ele. Foarte detașate. Următorul domeniu mi-a arătat că este economia. Apoi mi-a arătat că avem probleme în domeniul filologiei, în pedagogie. Să află ceva sau nu?
Acum uitați, ce ar însemna dacă noi rezolvăm problema din drept? Următoarea problemă va trebui rezolvată din medicină. Uitați-vă, pandemia noastră să ne ajute acum. Uitați-vă cum o să resuflă. Următoarea problemă este economia. Adică dacă noi începem a rezolva problemele date, harta se va va arăta drept. Însă, este un butonaș aici magic unde arată pe an. În fiecare an cum era. Inițial a apărut să publicați, de exemplu, în medicină, în... așa. Aici au apărut diversitate, științele fizico-matematice, aici nu arată ani că sunt mărunți, dar de fapt e anul 1900. Uitați, până în 2006 undeva, harta arăta bine. Apoi a început o mișcare, cei de medicină. Adică medicina a fost afectată, este detașată, uitați cum încetșor, încetșor, ia uitați, dacă ați auzit de noțiunea că s-a furat, nu știu ce, s-au stat, capturat sau ceva genul. Dacă o să vă uitați exact ce an este aici și va fi verdictul când statul nostru a fost luat sub control, o să vedeți că o să coincide cu când a fost acest salt. Adică în acest an au fost foarte multe publicații în drept, ei le-au fost detașate dacă au crescut de la într-un an de la 700 la 1500, s-a dublat. Probabil ei au început să studieze, că a fost comanda, uitați, să se studieze, să se vadă cum. Acum o să vă aduc în anii mai actual, uitați tot să medicina, vedeți că actașează, adică asta este anul. Uitați ce se întâmplă în 2018, erau 560 publicați din medicină, eu vorbesc acum despre COVID. Dacă sistemul ar fi fost actualizat și ar fi fost suficienți oameni care să poată citi aceste date și ar fi dat seama că în anul 2020 noi vom avea o problemă legată de, să vă uitați, domeniile care se mișcă cel mai mult. Ați observat? Medicina și mai este un domeniu, uitați, este la biologie, cum se mișcă. Adică medicina și cu biologia. Ori COVID-ul este exact o problemă la intersecție de aceste domenii. Adică este foarte important. Acum numărul de publicații în medicină, evident că vor crește și în acest an. La... Haideți, vă rog, acum ce întrebări aveți dumneavoastră? O secundă. Vă rog foarte mult, deoarece la tematică dată aș putea vorbi foarte, foarte mult. Prin altele, am avut o colaborare foarte mare și în cadrul unui proiect internațional, platformă privind de discurs privind dezvoltarea societății informaționale, unde au fost din toate raioanele, practic, a Republicii Moldova, reprezentanți au fost din primari, inclusiv din raionul Ștefan Vodă, care au fost câte 4 ori la Chișinău, le-au fost instruiți cum serviciile în domeniul tehnologiei informației, corect, tehnologia informației, nu tehnologie informaționale, să știți termenul, deoarece avem industria alimentară, tehnologia cărnii a informației, că este un moment, să știți, fiecare cuvânt are încărcătură, ori informația, purtătorul poate fi informat electoral, dar informația rămâne
și format hârtie și pe piatră scris. Ne-au fost foarte mulți colegi din teritoriu și am încercat să, chiar și bibliotecarii au fost la aceste cursuri de instruire. Vă rog foarte mult, ce întrebări aveți noastre? Dacă v-ar fi util sau nu v-ar fi util ceea ce am prezentat, noi ne vom strădui neapărat să aducem și alt conținut în aceste resurse, nu neapărat se va numi poate IBN sau știu, sau, dar neapărat vom face tot posibilul ca să ajungă și în format electronic. Este foarte bine ca să fie o legătură invers, cel feedback dintre dumneavoastră și noi, să ne formați de ce ați mai avea nevoie pentru a amplasa aceste resurse. Vă rugăm foarte mult, distribuiți pe toate rețelele și încă o sugestie. Pe data 27 noiembrie, noaptea cercetătorilor .md. Dacă o să urmăriți IDSI.md, neapărat va apărea și un banner cu noaptea cercetătorilor. Este un eveniment în care încercăm să aducem cel puțin într-o zi, este noaptea cercetătorilor în fiecare an, maximum informații despre impactul și ceea ce dă știința pentru societate și nu numai. Vor fi câteva concursuri organizate. Vă recomandăm să participați și dumneavoastră. Nu va fi public, poate fizic, la Chișinău, deoarece noi ne vom axa mult pe evenimente online, să urmăriți că vor fi foarte și foarte multe informații, nu neapărat cei care v-am spus eu, dar vom încerca prin filmulețe diverse să scoatem din acele laboratoare științifice din toată Republica, să le facem la dispoziție. Vor fi tururi virtuale, vor fi videouri organizate, vor fi câteva concursuri, 4-5 concursuri, de exemplu, prezentarea instituției dumneavoastră, a școlii, un filmuleț care puteți realiza. Ați putea și bibliotecarii să participați. Mă voi strădui prin e-mail să comunic cu dumneavoastră pentru a avea, vă informa și despre alte evenimente care vor fi organizate. Mă voi strădui la maximum să nu vă deranjez atât de des, dar atunci când ies informații să o distribuim, astfel încât ea să ajungă în întreaga rețea de biblioteci și ne vom strădui să facem tot posibilul ca banul investit de către stat în cei care activăm să se întoarcă înapoi la măria sa cetățean. Chiar dacă dintr-un leu investit de stat în anul trecut, de exemplu, 84 de bănuți noi am întors în acel an prin impozit ca instituție. Ne mai vorbim de acel impact cei peste 1000 de vizitatori zilnic care accesează aceste resurse. O să vă rog să urmăriți și noaptea cercetătorilor.md și să participați pe 27 noiembrie online la diverse evenimente. Chiar să ne-am dorit foarte mult ca bibliotecile din Ștefan Vodă să fie prezente, să vedem dacă s-a meritat această deplasare a mea în teritoriu sau nu s-a meritat. Eu îmi doresc foarte mult să fac tot posibilul ca ceea ce a investit meleagurile acestea în mine ca persoană, deoarece și eu sunt băștinaș dintr-un sat de pe malul Nistrului. Și să fac tot posibil ca ceea ce a rodit acest pământ să se întoarcă înapoi, ar fi bine poate și înzecit, dar la Ștefan Vodă eu îmi permiteam să vin numai când participam la o olimpiadă, la matematică, la istorie și de fiecare dată Ștefan Vodă m-a răsplătit cu un loc de frunte, de multe ori cu un loc întâi, la aceste discipline veneam acasă și se bucurau profesori. Adică vreau să menționez că și satul Răscăieț a investit foarte mult și mulțumesc pe această cale tuturor profesorilor, bibliotecarilor, toți cei care m-au educat începând de la grădiniță, deoarece câțiva ani în urmă, trecând prin grădiniță, am văzut aceleași fețe care le vedeam fiind copil, dar așa a vrut să Dumnezeu că să le văd exact
așa de pline de lumină și de har cum le-am văzut când eram eu copil. Parcă le-au fotografiat și le-au lăsat în aceeași postază. Ori mi-am dat seama că bunătatea care vine din grădinițe, din școală, din biblioteci, ea se manifestă pe fața și pe sufletul nostru. Și eu sunt mai mult ca sigur că accesul deschis și știința deschisă în Republica Moldova are o mare și o mare rădăcină care vine de pe aceste meleaguri insuflate și influențate de Nistru curgător, de acele plante care cresc și nu în ultimul rând de acei oameni plini de har și de dar care trăiesc și contribuie la dezvoltarea educației, culturii și societății în ansamblul Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult de invitație și m-aș bucura foarte mult dacă ați consuma conținut de calitate. Dacă am mai greșit, v-am ținut poate prea axat pe aceste prezentări, dar voi urmări la sigur dacă ceva s-a meritat această deplasare sau nu. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație. Vă mulțumim și noi, dumneavoastră, din numele tuturor care au fost, care nu au avut curajul să rămâi pe la urmă, domnul Jucaru. Deci, noi astăzi am primit o lecție cum noi ne-am învățat bibliotecarii, cum profesionist și cu pasiune, să vorbim despre instituția în care lucrăm și despre serviciile acestei instituții, cum să promovăm lucrul nostru. Deci ne-am învățat foarte mult de la dumneavoastră, vă mulțumim mult. Da, vor fi și întrebări. Dumneavoastră ne-ați cucerit prin profesionalism, am zis, și pasiunea, și prin dedicația lucrului care faci, ceea ce și un bibliotecar trebuie neapărat să face. Ne-ați motivat despre utilitatea, să mai revenim, și despre utilitatea practică a acestor resurse informaționale. Eu cred că noi bibliotecarii, împreună cu colegii noștri de la bibliotecile publice, ne vom strădui, vom motiva respectiv și utilizatorii noștri pentru a utiliza acest instrument foarte util. Ați pus accent foarte mult pentru informații de calitate, pentru plus valoare în tot noi ce facem. Vă mulțumim mult și dumneavoastră ori ieșire ați putea vorbi despre lucruri dumneavoastră. Noi, într-adevăr, dacă am dispune mai mult timp, chiar cu mare dragă putem să vă ascultăm pentru o foarte multă și bună informație pentru orice bibliotecar, pentru orice consumator, utilizator de informații de calitate. Vă mulțumim foarte mult și sperăm să îndreptățăm așteptările dumneavoastră, să ne includem, să fim utilizatori activi și să motivăm și cititorii noștri, utilizatorii noștri. Iată, doamnele care studiază au simțit utilitatea practică acestui instrument. Deci o să mergem pe îndemnul dumneavoastră, o să promovăm pe paginile noastre, a bibliotecilor, o să promovăm acest. Da, vă mulțumesc foarte mult și neapărat când ajungeți în sat la profesori, că toate revistele de la Prodidactica, de la toate revistele care se abonează, uneori bibliotecile la număr de reviste, eu nu spun să opriți, invers, ar fi bine să fie și una, două reviste în format hârtie, dar să știți că sunt în format electronic foarte, ca majoritate. Noi am discutat, uneori a fost ore de discuții pentru a-i convinge, dar acum nu mai trebuie să convingem practic pe nimeni. Atunci când le spun că, de fapt, din păcate, moare un om arde o bibliotecă, asta este fraza care îi oprește și îi pune pe gânduri pe majoritatea cercetătorilor și fac tot posibil ca acest conținut să ajungă și în spațiul online pentru a fi disponibil, adică la școli, la grădinițe, la biblioteci, la orice cetățean. Vă mulțumesc foarte și foarte mult! Da, doamne, Eudochie. Aici, vorbim aici. Da, vin, doamne, Eudochie. Numai decât acum. Cetățeană. Ei. Trebuie. Vreau să ne trebuie convinderea pe elevul nostru, cititorul meu, că a fost un cititor foarte bun și ne ajută biblioteca publică mai mult. Noi nu prea ne-am adresat la domnul,
dar sunt mândră că avem lăsat așa din sat, așa om, măcar că e plecat. Avem multe personalități care, avem chiar o carte, nu țin minte, care se mândrește, am arătat-o cuiva la un om foarte deștept și oamenii care din Moldova noastră dus peste graniță și acolo spun informații despre ei. Mai bine rămâne în țară, ei cred mai bine acolo, dar ne mândrim ceea ce avem noi. Și așa, ascultând și cum, cu urechea ascult și cu mâna scriu, niște rânduri pe o hârtie pentru dumneavoastră. Un voluntar, un om, un director, un om cu suflet mare și îngăduitor. Vă mulțumim că ați venit la Ștefan Vodă. Ne-am întâlnit azi la un pahar de vorbă. V-am ascultat atent, foarte atent. Sunteți un bravo orator, chiar unul excelent. Utile informații ne-ați împărtășit, iar noi, setoși de cunoștințe, le-am primit. Sunt mândră că suntem din același sat, măcar că de un car de vreme ați plecat. Să știe toți că și de Râscăiet ies oameni mari, pot spune, bravo băieți. În componența asta poate să ne mai întâlnim. Despre instrumentul bibliometric să vorbim. Mai veniți la Ștefan Vodă, noi vă așteptăm pentru tot ce faceți. Plecăciuni, ne închinăm. Vă mulțumesc foarte mult. Din aceste mâini am primit primele cărți la bibliotecă, indiferent unde este în dragă. Se începea cu biblioteca școlară și chiar cu bucurie câteva săptămâni în urmă am fost când sunat de directorul Arhivii Naționale din Republica Moldova, care este tot un cetățean de a scrie doamna Irena Frumosu, adresându-se cu publicațiile pentru o analiză bibliometrică, adică publicațiile mea îi face doctoratul și în Republica Moldova și în România. Și de fiecare dată când discutam, îmi aminteam că, de fapt, dumneavoastră a fost cea care m-a dus de mână, eu eram clasa 1 și era absolventă când am mers. Și când vedeam sunetul, îmi aminteam acea imagine când mergeam la școală. Fiecare își trebuiau, dar cine e clasa 1 știu care e mai bun, care e mai rău. Nu, ea era cea mai bună din promoții, m-a luat pe mâini și eram cel mai micuț și m-a dus în... Și atunci mi-am luat un angajament. Eu trebuie să fiu ca doamna Elena. Uitați-vă, acum este și o colaborare foarte frumoasă. De fapt, aș spune că, uitați, dacă ne uităm, este o legătură, noi încercăm, nu știu cum suntem ca instituție, dar Arhiva Națională, Institutul de Dezvoltare a Societății Naționale, de fapt, uitați cum se trag aceste legături. Vreau să menționez că pe aceste meleaguri din Ștefan Vodă nu cresc doar cele mai bune plantații de viță de vie care promovează prin vinuri noastre, branduri din purcari, chiar dacă sunt plantații pe alte meleaguri. Dar și informația circulă cu viteza luminii și are legătura și în aceste meleaguri. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Eu m-am ales și astăzi, de fapt, eu menționez la un curs care îl predau cu managementul informației, de fapt, sau a proiectelor, nimeni nu vine să vă dea, toți vin să vă ia. Iar eu nu sunt o excepție. Eu tot, de fapt, am venit aici să vă iau, să iau ceva, la sigur că am luat. Eu cunosc cum să scot informații din privirile oamenilor, deoarece îmi dau seama ce informații, ce gânduri îmi transmit și mulțumesc că m-am ales și suplimentar cu poezie foarte și foarte frumoasă. Nu știu dacă o merit, dar la sigur voi face tot posibil să întoarcă această datorie. Și uneori ne gândim că toate problemele ne generează doar probleme, ceea ce este COVID. Să știți că un lucru foarte bun care ne-a dus acest COVID, eu îl spun că chiar dacă ne interzice să ne îmbrățișăm, să strângem mâinile, ne oferă o oportunitate foarte mult frumoase, care o aveau părinții lui. Eu mă închin cu plecăciune și vă salut pe toți și vă doresc gânduri frumoase, pace în familiile noastre. De fapt, este un salut care ar putea fi bine înlocuit și cu doar strânsele pe mâine. O închinăciune către toți cei care sunteți
și mame, și surori, și bunici, și ne ajutați să fim și mai buni. Cu plecăciune și vă rugăm foarte mult să ne ținem sănătoși, să păstrim acele distanțe care să nu permite acestui virus micuț. Să știți că inclusiv transmisiunile online, o să vedeți că de fapt omenirea este în apropiere, pe aproape de a identifica soluții pentru a opri această pandemie. Doar trebuie să mergem capul sus și să știm că Dumnezeu este mare și are grijă de noi toți. Sănătate și Doamne cu Dumnezeu! Dumnezeu, chiar dacă ați plecat în zi de sărbătoare, mi-ați făcut nouă sărbătoare așa a sufletului, pentru că frumos știți a promova ceea ce faceți. Vă mulțumim foarte mult. Și, da, apreciem foarte mult noi că sunteți aproape de bibliotecari și astăzi ați știut să ne puneți în valoare și pe noi și să ne promovați. Ați spus că bibliotecarul este în topul celor 10 oameni din comunitate. Deci e foarte, foarte... Și este în topul celor ca component de bibliotecar este în topul celor 10 specialități care sunt ale viitorului. Adică lucru cu date, orice din biblioteconomie sunt cei care vor lucra. Există foarte multe aturi care le-au bibliotecare. Faptul este ca să ne păstrăm, ca să nu ne dispărăm. Iar ceea ce ați primit dumneavoastră este, de fapt, noi fiecare dintre noi suntem oglinzi. V-ați uitat dumneavoastră în oglindă și ați cules exact ceea ce sunteți dumneavoastră. Eu sunt o sticlă, poate, mai, nu știu cât de transparent, dar la sigur ați văzut partea frumosă care o meritați și mai mult. Vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru invitație și să ne fiți sănătoși! Vă mulțumim!